Bro, a plecat pe aia genul cu trenul. A plecat pe aia genul cu trenul, bro. Bă, what the fuck, s-a întors. Holy crap. Bro, ești nebun. Bă, ce, what the fuck, a venit și un minecart cu chest. Bro, au venit pillagerii, bă. Au venit pillagerii, bă. Veniți la gară. Bă, băi, ce bun. Aoleu, I'm bad omen. Bă, sper că nu sunt sateni în zip aici. Uite, mă, puii mei. De zombie. Eu am primit iron de la zombie, lol. Salutare tuturor și bine ați venit la un episod de Attack on Minecraft. Suntem aici cu Ren, cu Andy și poate și cu Iulian. Nu știu dacă... Nu știu dacă o să mai vină pe hartă, dar... Vom vedea. Da, ăștia suntem, ok. Și astăzi ne-am decis, nu știu, nu o să fie un clip foarte lung, pentru că o să facem gara, o să o terminăm. Nu știu, vreau să facem interiorul și chestii de-astea. Așa că o să fac eu frumos acest diorit. Nu știu, bă, veniți încoace și voi dacă e. Bă, știu că n-am mai postat de extrem de mult timp. Pur și simplu... Da, am postat, nu ne-am ținut de seria asta. Ei, ce să... așa că, bă, vreau ca în acest clip... Oh, creeper. Stai, bubuie creeper-ul? Nu bubuie, oh, ok. Mă speriasem puțin, mă speriasem puțin. Da, și aparent suntem și cu Iulian pentru că a intrat pe hartă, da. Ok. Bro, și scheletoni. Hai, bă, să-mi ba piciorul mie. Ok. Dar unde sunteți, mă, fraților? Unde sunteți, mă, toți? Eram acolo la mod, chiar. Bine. L-a apucat și pe ăla, cu waka waka, ești nebun. E mai mult pentru design chestia asta. Nu știu, bă, dacă vreți să punem scaune albe pe aici. Am făcut eu din polished diorit. Dacă vrei să facem și un cobblestone ceva. Bro, ce pui mei? Te-mi pui mei de pe aia în genul. Uite, mă, de aici. Așa, că l-a atacat. Nu-i lag deloc. Da, știu. Și încă o chestie pe care am uitat să o prezint. Ia uite, Iulian cu emeraldul mână. Bă, că poate te omor și îți iau emeraldul ăla. Sau, e slime, mă. E slime, mă. Și că e emerald. Da. Încă o chestie. Noi acum am mutat harta de Attack on Minecraft pe Aternos. Acum este un server deschis aproape non-stop. Adică o să poate lumea să joace când vor ei, poate să joace și... Da. E mult mai bine, știi? Decât să aștepte după unul dintre noi. Așa că haideți, bă, să facem... Mă gândeam să facem niște scaune, că am văzut mai la fiecare gară în general. Să facem... Ce faci, mă? Să facem, cum să zic eu... Gen, punem așa un rând de scaune și... Uite așa, gen... Fiecare persoană stă cu spatele și cum ar veni, nu știu, ceva de genul ăsta, știi? Așa am văzut eu în general la unele gări, nu știu cum să vă explic. Bă, ce vreau? Bă, te mă pui mei de zombie. Vreau skin de șoim. Caută-ți, ce... Nu știu, bă, ceva de genul am văzut eu la unele gări, știi? Gen, niște scaune cu spatele unul la altul, gen, știi? Dacă înțelegi ce vreau să zic. Acum, bine, nu e o regulă să facem la fel, dar... Dar, bă, care mi-ați luat, mă, stone-ul ăla, stone bricks-ul ăla? Dați, bă, stone bricks-ul. Un perete, ceva de genul ăsta, cu câte un gemuleț, așa, știi? Ca la ghișee. Și aici cer biletul, știi? Bă, și ar trebui să facem ceva, bilet de tren, știi? Mamă, ce caterinca ar fi. Ar fi caterinca rău, zău. Uite, o să facem doar 3, cam așa, cam 3 ghișe. Nu ne trebuie mai multe, adică... Da. Și undeva pe aici, nu știu, să facem așa un ceas? Ce ziceți? Să punem un ceas. Nu știu. Fix
faci tu. Haideți, mă, băgați-vă la creații, că da, mie îmi convine, okay. Și... Așa, bă, și pe lângă scaunele astea pe aici, să mai punem și pe partea asta frumos, dar că am trebuit să luăm chesturile astea. Dă mie, ce să-ți dau? Ce să-ți dau, bro? Ah, dă-i lui Andy. Stai, nu prea înțeleg ce ai vrut să faci aici. Ah, cred că știu ce ai vrut să faci. Ah. Da, nu cred că poți așa. Na, e greu, bă. Asta puțin africa. Lasă așa, ce bana mea. Lasă direct așa. Eu, Iulian asta se chinuie să se bată cu un păianjă. Asta puțin africa, asta puțin africa. Ok, am înțeles. Am făcut un Z. Mamă, ești nebun. Da, bă, și dacă e mai... Uite, să luăm chesturile astea de aici. Mai facem tot așa un fel de... niște scaune pe aici. Stai așa că iau eu chesturile astea. Doar că am inventarul ăla ca un full. Stai așa, ce să arunc eu, frate? Stai că eu vreau să iau railurile alea, așa. Oh, avem și gold. Avem gold, Moca, care dorește. Eu ăla stă în ren, săracu. Îl înghesuie acolo. Așa, bă, dar vezi că nu e simetric, bă. Un rând mai încoace, așa să vii. Un rând mai încoace. Uite, aici e un bloc distanță de perete. Stai, ce? Alertă? Stai, ce? Ce pui mei zici, mă, acolo? Da, bă, dacă poate cineva să se ducă să facă rost de uși. Ceva uși. Mai bag un rând? Păi mai avem pe unde să băgăm? Am mai avea un loc? Aolo, stai, tu ai venit mai încoace cu scaunele, bro. Am eu wood. Ah, ok, atunci du-te acolo, uite la... în spate acolo și pune o ușă ceva. Știi? Și dacă tot ai gen cu uși cu de-astea, uite, pune și aceea la intrare. Să pui și aceea la intrare. Te rog. Așa. Și ne-ar mai trebui și încă două uși. Aici, știi, când intri pe peron. Ce se întâmplă aici, frate? Ce se întâmplă aici, bro? Ce se întâmplă în acest loc? Ok. Locul ăsta va fi știut ca cel mai ciudat loc. Nu știu. Locul în care Iulian l-a înghesuit pe ren. Uite, și l-a aruncat acum, pentru că vreau să iau gardul ăsta. Uite, ți l-am dat acolo. E acolo jos. A, scuză-mă, bro. Așa. Bă, și mă gândesc să facem noi frumos pe aici niște stâlpișori așa, știi? Dar să mă gândesc cum aș vrea să fac. Stai să ne gândim. Mamă, și cred că o să vreau să facem niște acoperișuri așa, ca la gara, știi, specific. Mamă, cât de fain o să fie. Nu știu. Ok, hai să mai punem aici. Lucrezi tu aici? Aici unde? Un geam de ăla? Nu neapărat geam. Eu zic să nu geam, pentru că... vezi tu... Sau, ba, da! Da, mă, cred că știu cum am putea să facem. Ești nebun? Cred că știu cum putem să facem. Da, stați așa puțin, că... Mamă, cred că mi-a venit o idee, bă, cum să facem, ești nebun? Ok, bă, mi-a venit mie o idee cum să facem. Fiți antenă, băieți.
Vreau să spargem aici. Dar să nu îl deranjăm pe Rem. Așa, și o să punem, uite, noi un geam așa. Și pe aici se dă biletul, știi? Și pe aici punem slaburi. Te așa. Pe aici încerc să pui, gen, pui biletul. Și banii, și banii. Ok, a revenit. Haide, frate, să facem pe aici. Numai uite-te să vezi ce chestii s-au mai făcut. Zi tu de noi, e așa, e casă, nu știu. Așa, bă, și mă gândeam de asemenea, cu tot stone bricks-ul ăsta pe care îl mai am eu, să fac un fel de acoperiș, așa, nu știu, pe aici. Specific gărilor. Bă, ia veniți puțin. Dar aici cred că am nevoie de voi, bă. Eu sunt cel care dă bilete la... Bă, o să angajăm dacă e, nu știu, poate dacă ne strângem mai mulți pe seria asta, cine știe. Bă, și sincer, parcă începe să-mi revin așa hype și pentru seria asta. Serios. Hai că pe bune. Mamă, acum au început să vină bulangii ăștia de zombie. Eu-s primul angajat, bă. Dacă zici tu. Mamă, am turn. Stai puțin că se duce armura repede. Ăsta și-a luat damage că mi-a dat mie damage, știi? Mamă, am văzut cum s-a spawnat un phantom de ăla. Stai așa că mă duc acum să iau toate minecarturile de acolo, că au rămas acolo. Aaa, alea au o grămadă de minecarturi pe care... Mamă, stai că mi-am amintit de ele așa, bă. Că erau gen o grămadă de minecarturi, știi? Ah, da, bă. Dar nu-i de ajuns cât am primit aici. Da, deci, nu știu, cred că momentan cam așa rămâne gara. Și, sincer, chiar nu cred că mai avem ce să-i facem. Am făcut sala de așteptare, am făcut. Și aici e creația lui Andy sub formă de Z. Și, mă rog, pe aici nu prea mai e sub formă de Z, știi? Am făcut un loc unde poți să-ți iei bilete. Bine, mai rămâne să facem pe aici, pe în spate, o curte așa, nu știu, ceva, o curte a gării. Să facem și un fel de turn din ăla de, nu știu, de comunicare, știi? Că cum e la fiecare gară sau clădire de-asta principală, știi? E bun. Eu am ajuns ultimul falit pe jocul ăsta. Pe harta asta. Oricum, bă, vreau, în ultima chestie înainte de a închide episodul, vreau să vă spun așa. Vă rog, luați multe lemne, luați mult cobblestone, andezit, diorit, granit. Luați foarte multe resurse. Să avem... Avem update-uri? Hai să prezentăm și update-urile. Ce, este ceva la noua gară de arătat? Și n-am arătat într-un clip? Ca idee, noua gară am arătat-o, gen. Bro, a plecat păianjenul cu trenul! A plecat păianjenul cu trenul, bro! Bă, what the fuck, s-a întors! Holy crap! Bro, ești nebun! Bă, ce, what the fuck, a venit și un minecart cu chest! Bro, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am mărit hall-ul cu animale. Stai ce? Bă, unul ar trebui să se ocupe și să crească animale, gen. De crescătoria de animale. Bă, frate, uite, al naibii, pe aia ce are chef, bă, să se plimbe, ești nebun la cap. Bă, ce nebun e pe aia jean, bă, frate. Frate, nu-l mai aduceți, mă, pe ăsta, că mă omoară, ești prost. Mamă, what the fuck, cum se mișcă pe aia jean, dude. Oh my god. What, mă omoară pe aia jean. Ia, mă, ia, omoară, mă, hai. Hai, bă, moară. Așa. What the fuck, bro? Vine băianjul pe voi, bă. Dar nu dați în el, mă. Nu dați în el. Lăsați-l așa. E Caterin, că rog. Uite-l, mă, are sabie de netherite. Ești nebun? Hai, frate, dă-i, mă, în mine.
Bă, da, nebunie pe anul ăsta. Da, e nebunie pe harta asta. Oricum aici o să închide și noi episodul. Ba, piciorul că nu m-a omorât pe anul ăla. El stă să îl bată pe Alberto, bă, ești nebun. Cum să nu? Da, momentan cam atât, da, pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți, atacă un Minecraft pe viitor. Și cât mai des, pentru că asta o să se întâmple, chiar o să se întâmple, pentru că acum am mutat serverul pe Aternos, tocmai din acest motiv, ca să mai fie activitate, să putem să facem și noi mai multe clipuri și chestii de-astea, pentru că înainte nu puteam mereu să facem, dar de data asta, da? Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de un like, Iulian a spus acolo pa. Așa că iau și Andy a zis pa. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share. Am murit. Follow pe Instagram, server de Discord, grup de Facebook, TikTok, Trovo, aveți totul în descriere. Am luat foc, băgăm niște. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa.